Pe cerul avea astăzi o zi foarte frumoasă, nu cu cine știe ce realizări spectaculoase, dar o zi liniștită și bună pe toate planurile. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit, așa este, Mihaela. Fecioarele nu au motive să fie triste astăzi, pentru că vor avea o zi foarte bună la mai toate capitolele. Dar să vedem care sunt predicțiile și pentru celelalte zodii. Berbecii sunt foarte vorbăreți, asta este de bine, pentru că vor reuși să își facă prieteni alături de care vor demara noi activități. Taurii au determinat o lucrare foarte importantă, de aceea astăzi se vor implica 100% în finalizarea ei. Gemenii se vor implica la maxim în terminarea unui proiect la care au muncit foarte mult în ultima vreme, după câte eforturi au depus și rezultatele vor fi pe măsură. Racii vor avea parte de o întâlnire importantă în cea de-a doua parte a zilei. Capacitatea lor de convingere îi va ajuta să pună mâna pe un contract bănos. Leii vor da mare zor pentru a termina un proiect important profitabil. Pe seară ar fi bine să se pregătească de oaspeți. Fecioarele vor avea o zi relaxantă, la serviciu atmosfera va fi una liniștită, iar în plan afectiv li se pregătește o surpriză. Pentru balanță este o zi favorabilă investițiilor, așa că dacă dispun de bani, îi pot plasa cu încredere și vor recupera în zecit. Scorpionii dau dovadă de încăpățânare în relațiile colegiale, iar asta nu le va aduce nimic bun, poate doar câteva discuții aprinse cu cei din jur. Săgetătorilor le merge bine atât în plan profesional cât și în cel familial. În cea de-a doua parte a zilei vor avea de luat o decizie foarte importantă. Se pot baza pe partenerii de afaceri. Capricornii sunt fixiști, nu vor renunța la ideile lor nici în ruptul capului. Din acest motiv sunt posibile ceva conflicte cu cei din anturaj. Vărsătorii sunt în mare formă, tocmai de aceea vor trece cu ușurință peste obstacolele apărute la birou. Peștii vor fi lipsiți de energie astăzi, nu este cazul să aveți mari așteptări de la ei, mai ales la locul de muncă. Mihaela, atât pentru moment.